Vă salut, dragi prieteni! Până la reorganizarea administrativ-teritorială o să folosesc același termen, adică invitatul de astăzi, domnul Bogdan Pivariu, primarul Comunei Florești. Sigur, sună un pic anacronic, Comuna Florești, 70.000 de locuri, municipiu, nu mai știu care, nu vreau să dau nume, să nu se simtă jignit, 30.000 de locuitori. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit. Chiar, ca ne părerea domnului primar de la Florești despre, dacă vreți, despre necesitatea asta de care se vorbește cam cu o anumită periodicitate. La 8 luni, un an, e repusă pe tapet, nu se întâmplă nimic, se mai lasă mai moale, se uită de ea. Iar care e părerea primarului din Florești? Legat de reforma administrativă? Reforma administrativă. Sunt multe lucruri care trebuie reformate. În primul și în primul rând, legi după care funcționăm, care sunt din 68, inclusiv această organizare teritorială, dar eu cred că multe lucruri trebuie reformate la noi în țară, tocmai pentru a simplifica anumite proceduri și pentru a da voie administrațiilor locale sau a facilita dezvoltarea localităților prin, nici nu știu, nu vreau să sune urât, prin favorizarea administrațiilor locale sau măcar prin susținerea lor sau, hai să zicem, ne bucurăm dacă nu avem bețe puse în roate de diverse instituții care, sigur, funcționează cât după legile lor. Cât e de greu de lucrat cu o legislație? Foarte greu. Este din 68. În permanență acea haituială, hățiș legislativ extraordinar în care trebuie să găsești soluții, sigur, cadrate în lege, pentru că nu vrea să facă nimeni nimic absolut în afara legii. Și în loc să înțelegem percepțiile și nevoile actuale ale comunităților, a diverselor obiective, ne agățăm de niște legi care în momentul de față nu mai corespund, cel puțin între ele sunt complet depășite, nu mai corespund necesităților și realităților zilelor noastre. Da. Până mai degrabă sau mai târziu, cred că se va întâmpla, dar aici subscriu la ceea ce am zis, că încă avem multe reforme de făcut în domeniul legislativ și aș puncta eu și partidele politice din România au nevoie de o reformă, fiecare dintre ele aici, fără să punctăm la unul sau la celălalt. Este lucrul mai bine peste tot. Așa, de câteva vreme în discuțiile cu dumneavoastră sau cu colegii dumneavoastră în ideea programării acestei emisiuni, am reprogramat-o de câteva ori tocmai pentru că mi se spunea, am văzut că așa a fost, domnul primar trebuie să meargă la București. Ce Dumnezeu tot ați făcut la București de atâtea ori? Apropo de reforma administrativă. Apropo de reforma descentralizare. Acum, vedeți că regionalizarea până la urmă devine o necesitate. Sigur. Acum eu vă pot spune ce am făcut. Sunt datele cu care lucrăm și până la noi schimbări trebuie să înțelegem exact ceea ce se întâmplă, tocmai pentru a putea fi cât mai eficient. Ce am făcut la București? Am fost după semnarea unor contracte, anumite discuții cu anumite ministere, tocmai pentru a nu ne trezi în blocajele de care vorbeam da. Din cauza multor restricționări legislative. Am deschis noi fronturi, am bătut la ușile multor ministere tocmai pentru a încerca să deblochez. În bună parte, la Ministerul Dezvoltării, zilele trecute am semnat contractele de finanțare de pe Angel Salini, acel Angel Salini atât de așteptat și disputat în țara noastră. Și chiar contestat de unii, mă rog. E adevărat, noi să știți că ne-am făcut temele așa cum trebuie, nici n-am contestat, ne-am bucurat, a venit și a sus și momentul, noi nu am stat, am și depus proiecte, am derulat și licitații, când a trebuit să semnăm și ne-a venit timpul,
m-am deplasat la București, am semnat și banii în urma rectificării bugetare, care va urma după semnarea acestor contracte, vor fi introduși în bugetul localității și vor fi cheltuiți pentru dezvoltare, exact așa cum am depus. Ce se va face proiectul așa de spectaculos la Florej din bani? Păi acum, primele două proiecte, ultimele două proiecte pe care le-am semnat, unul este parțial bani pentru lotul 2, respectiv introducerea de utilități publice în faza 1 a proiectului Terra, faza 1 pentru că cuprinde mult mai, o zonă mult mai amplă, respectiv utilitățile pe drumurile noi deschise, pe Dumitru Mocan și pe strada Petuniei, unde parțial se extinde platforma de drum și atunci trebuie să avem utilitățile introduse acolo. Avem o sumă de 2.700.000 cu care o mai completăm de la bugetul local. E foarte important, din punctul meu de vedere și al cetățenilor, mai ales a celor care locuiesc în Tăuți, este faptul că am semnat finanțarea pentru introducerea canalizării în satul Tăuți. Ai, bun. O finanțare apropo, de... acum chiar vreau să vă întreb la un moment, dar bine că ați deschis discuția. Că vorbim și aici la emisiuni când veniți și în altă parte, tot mai mult ne concentrăm pe oarecum feresc, că acolo oamenii mai mulți și probleme mai multe pe reședința de comună pe Florești și mai puțin de cele două sate, că n-are mai multe comună, Florești, Tăuți și Luna de Sus. Trei sate, Florești, Tăuți, Luna de Sus. Da, acum vă spuneam de canalizarea care este finanțată prin Anghelța Linii în satul Tăuți, aproximativ 15 milioane de lei, la care mai adăugăm noi și proiectul va fi aproximativ la 17 milioane de lei. Se va introduce canalizarea în satul Tăuți, probabil în perioada următoare vom edifica, vom recepționa capela mortoară, cum de asemenea în satul Luna de Sus suntem în pregătirea proiectului pentru a implementa capela mortoară și în Luna de Sus. S-au continuat trotuarele, s-au aranjat școlile, s-au făcut și parcuri de fitness inclusiv și parcurile, s-au reabilitat parcurile de joacă în luna de sus. Da, în Luna de Sus. De comună ca să poată merge locuitorii să facă fitness acolo, da. După modelul de la Cluj. Da, în Luna de Sus, da. Acum vorbesc doar de Luna de Sus, v-am spus de Tăuți, de Luna de Sus. Și pe strada mică în Luna de Sus, după ce anul trecut am reabilitat strada Florilor, anul acesta am trecut la reabilitarea pe strada mică, acolo unde anul trecut am schimbat împreună compania de apă Țeava, care aduce apă cetățenilor, iar anul acesta am revenit cu modernizarea pentru a avea condiții cât mai bune de trai și în acea zonă și continuăm investițiile și în celelalte state. Acum, sigur, mai mult probleme stringente și de actualitate sau de interes mai mare erau cele pe care ne-am concentrat și de care m-ați întrebat și dumneavoastră de altfel în emisiuni și eu v-am răspuns la ele, dar asta nu înseamnă că nu suntem concentrați pe dezvoltarea. Apropo și... că toți suntem în zona aia, circul destul de des pe zona asta, Luna de Sus, să vă dizla și mai încolo, deja s-a ajuns ca dezvoltare imobiliară, zic, s-a ajuns cu casele aproape la drumul de Stolna. Da. Mai este un pic și se unește Luna cu Vlaha. Administrativ, teritorial, acum... Nu da, administrativ, teritorial, ca dezvoltare imobiliară. Nu știu să vă spun în Vlaha. Așa, solicitări multe de autorizații pentru case sunt pe zona aia. Da, mai ales post-pandemie. Deci după pandemie au fost solicitări din ce în ce mai multe pentru case, duplexuri, dar cu precădere cu zonă mai multe de curte. Probabil pandemia a accentuat o nevoie și o necesitate a omului de a avea o curte, o perioada aia de izolare, să se poate să se miște. Este o zonă de presiune, sigur ea va fi reglementată. Este reglementată, suntem atenți absolut tot ceea ce... Acolo ce numai case se vor face. Da. Dar este zona de locuire. Fără blocuri. Zona de locuire, da, fără bloc. Și în Cluj, în Florești, se solicită multe autorizații pentru... Se solicită autorizații, s-a estompat foarte mult, cred că în cealaltă emisiune l-am spus, dar vă repet încă o dată, autorizațiile pe care le-am emis acum sunt jumate față de... mandatele precedente în aceeași dată, deci după 2 ani, câte autorizații... Din ce motiv? A scăzut apetitul dezvoltatorilor imobiliari sau regulile au făcut? Nu neapărat, regulile au fost mult mai drastice, mult mai atent de implementat.
nu n-a mai fost bine oricum, trebuie să apară zone de locuit, nu doar de dormit, respectiv am fost atenți la ceea ce oferă o dezvoltare imobiliară și ca să poți dezvolta prin, să poți oferi ceva prin o dezvoltare imobiliară, ceva sustenabil, trebuie să studiezi o zonă mai largă, mai mare, care să aibă drumuri de acces cu trotuare pietonale, cu facilități pentru cei care urmează să vină în acel complex imobiliar. Parcări, de la, tot. Sigur, parcările, cu cât în măsura posibilităților am încercat să le impunem în subteran, tocmai pentru a elibera zona adiacentă dezvoltării urbane. N-am mai acceptat sub 30% spații verzi și suntem atenți ca ele să fie edificate. De asemenea, avem o mare grijă pentru tot ceea ce înseamnă amenajare peisagistică, pentru că dezvoltatorii imobiliari trebuie și n-am întâmpinat problemele ei să-și însușească un plan de amenajare peisagistică care să dea o notă de fresh, de verde, să intre în regulile pe care noi le stabilim. Și lucrurile în zona asta trebuie să continue. Acum, probabil și războiul a scăzut un pic. Nu știu dacă cererea a scăzut. N-aș putea de să locuințe, nici eu, nu dar... cred că a scăzut cererea, decât oarece rețineri. În mod sigur au crescut prețurile și a apărut și acea frică de care spuneți dumneavoastră, reținerea a cumpărat. Dar eu sper că lucrurile se intre normal și toată lumea să respecte reguli, să nu crește prețul apartamentelor și a metrului pătrat construit artificial, deci să găsim o zonă de echilibru. Asta înseamnă că regulile sunt cele care asigură predictibilitatea și cu aceste reguli înlocuim și haosul. Bun, ce facem cu traficul? Vechea problemă și a administrației din Florești și a administrației din Cluj și a celei din Baciu și a celei din Apaida și așa mai departe. Tot vorbim și se așteaptă cu mare nerăbdare. Traficul, centură sau centuri, de fapt. Traficul trebuie abordat pe mai multe paliere în ceea ce privește diminuarea lui sau rezolvarea acestei probleme. Principala discuție pe care trebuie să o purtăm este de folosirea mijlocului de transport în comun. Pentru a folosi mijlocul de transport în comun, trebuie să creăm facilități pentru mijlocul de transport în comun, pentru ca el să petreacă cât mai puțin timp. Degeaba sunt autobuze noi. Exact. Pe de altă parte, circulă trebuie cu frecvență încât să nu se aglomereze, dacă și ele stau în trafic. Pe de altă parte, trebuie să fie și flota corespunzătoare tocmai pentru a fi atractivă, după care urmează și măsurile pe care le luăm tocmai pentru a încuraja acest mijloc de transport în comun sau folosirea mijlocului de transport în comun. Și respectiv, să începem cu începutul, practic strada Eroilor odată terminată a adus o îmbunătățire în ceea ce privește traficul și aici mă refer în special la traficul în comun. După care am executat lucrări de modernizare inclusiv pe strada Răzoare, în zona aceea metro Ametist. La zona Tera, la ieșire, vom avea undeva la vreo 150 de metri de bandă dedicată de autobuz care va permite autobuzului ieșire mult mai rapidă în intersecție. Deci, în zona Tera, să înțeleg că se rezolvă, nu mai vedem oglinda aia acolo. Nu, o să apară un drum nou, acolo va fi un sens unic. Dar revin la mijlocul de transport în comun. După ce am favorizat aceste lucruri, pe lângă flota nouă, am venit inclusiv cu măsuri care au venit în sprijin de la subvenții pentru elevi, pentru diverse categorii de cetățeni, inclusiv pensionari. Am venit și cu acest program Vinerea Verde, pe care l-am implementat și în Florești, ca să încurajăm oamenii să folosească mai mult mijlocul transport în comun, să vadă că este mai bine cu mijlocul transport în comun. Acum, din câte am văzut, eu trebuie să recunosc că nu prea folosesc mijlocul de transport în comun, dar flota de la an la an s-a tot înnoit. Așa este. Acum, să vă termin ideea cu mijlocul de transport în comun folosit vinerea. Adică am luat decizia să implementăm acest program Vinerea Verde, care funcționa și în municipiu, după ce am terminat lucrări majore care
altfel te-ar fi făcut să stai în autobuz în plus și practic în loc să te încurajăm obțineam efectul invers, descurajam omul să stea într-un autobuz. Flota s-a înnoit, avem proiecte împreună cu municipiul Cluj-Napoca de asemenea pentru alte autobuze electrice care în perioada următoare probabil vor fi achiziționate, cum de asemenea noi lucrăm la infrastructura pentru a putea gestiona aceste autobuze electrice, respectiv o stație pentru autobuze electrică. Și suntem în colaborare pe aceste teme. Centura Metropolitană, așa cum bine știți, este în derulare licitație. Avem mai multe loturi, unul dintre ele care probabil va fi primul adjudecat este cel din capăt al cartierului Mănășturi până în zona Spitalului Regional de Urgență, unde va apărea o bandă pe sens dedicată mijlocelor de transport în comun, plus pistă de biciclete și pe parte și pe alta, trotuare și tot ceea ce este nevoie ca și infrastructură până acolo. Lucru care va ajuta enorm. Sigur că va cauza disconfort în trafic, disconfort al cetățenilor pe timpul lucrărilor. Sperăm să le gestionăm cât mai bine și cât mai facil, în așa fel încât disconfortul să fie cât mai mic. Dar el va fi. Doar că va fi exact cum s-a acasă, întâmplat domnul, și pe strada Eroilor. Domnul primar, și acasă când zugrăvești, vine să pleci. Să mănânci omletă, da, trebuie să spargi ouăle. Da. Exact ca și pe strada Eroilor, în momentul când am executat acele lucrări, am produs un disconfort, dar odată cu terminarea lor, lucrurile s-au îmbunătățit mult, așa se va întâmpla și aici. Iar pe partea sudică, singura parte care nu era legată a Floreștiului de centura metropolitană, avem acel studiu de fezabilitate care este în lucru și pe care îl vom preda de îndată ce l-a fi gata celor de la Ministerul Transporturilor, respectiv CNAIR-ul, cu care deja avem semnat contractul de colaborare și care prevede ca ei să facă exproprierile și să o depună pentru sursa de finanțare, iar noi să execută lucrarea. Există posibilitatea așa ca execuție a proiectului și efectiv, practic, execuția în teren să se facă în paralel încât în momentul când va fi, nu pot să vă întreb când va fi gata centura ocolitoare și cealaltă de legătură, dar nu cred că puteți dumneavoastră acum face o estimare de termen, puteți? Eu vă pot spune altfel, am gândit SF-ul de așa natură încât dacă în acea zonă va fi executată lucrarea prevăzută în centura metropolitană, acea zonă se va racorda, dacă nu, până la executarea în acea zonă a lucrărilor de la centura metropolitană, avem prevăzute soluții alternative pentru ca acea lucrare, sau mă rog, acel drum care va deservi partea sudică a Floreștiului să aibă continuitate și va avea continuitate în acest drum de care vă spuneam, care va avea bandă dedicată de autobuz pe DN și mai sunt și alte soluții în acea zonă, dar eu sper ca, așa cum spuneți și dumneavoastră, să existe o conlucrare și probabil aici discutăm și de noroc, pentru că știți foarte bine cum se întâmplă cu licitații, contestații, judecăți și așa mai departe. De-aia v-am întrebat. Și sper să avem noroc să fie o concordanță în ambele proiecte ca ele să fie finalizate aproximativ în același timp, tocmai pentru a putea... Spitalul Regional de Urgență, văd că cam atribuția, ce o știu eu, a primăriei aceea de a emite autorizația s-a făcut. Mai are administrația din Florești ceva sarcini în proiectul ăsta sau numai să-l admire cum se face? De susținere, acum atribuția din punct de vedere legislativ a fost îndeplinită de către noi de îndată ce am primit toate documentele, dar vă pot spune că am păstrat o legătură strânsă cu cei de la Ministerul Sănătății, inclusiv cu municipiul Cluj-Napoca în diverse probleme, cu domnul Alin Tișe, președintele Consiliului Județean, pentru că au fost multe lucruri de pus în concordanță și m-am implicat activ în acest subiect, tocmai pentru că la un moment dat am simțit, haideți să nu spun probleme, dar să spunem trenarea unor lucruri din partea avizatorilor și sigur că nimeni nu vrea să dea un aviz rău sau greșit, doar că trebuie să găsite soluțiile în așa fel încât lucrurile să meargă înainte și a fost momentul în care am decis împreună cu doamna Gafton de la Ministerul Sănătății să implicăm activ toți actorii. Chiar am fost o întâlnire la sediul primăriei pe care am organizat-o, tocmai pentru a găsi soluțiile comune, unde au fost la masă toți actorii implicați. Și am luat această decizie pentru a ști unii de ceilalți de ceea ce urmează să se execute ca și proiect pe fază de avizare, ca lucruri să fie complementare.
După ce s-au emis aceste avize, am emis autorizația, iar de acum vom acorda sprijin necontenit celor de la Ministerul Sănătății în procesul lor de implementare, pentru că acum urmează faza de execuție, deci licitație pentru execuție, proiectarea și-a terminat treaba, acum doar execuția, și vom acorda sprijin necondiționat și de câte ori ni se cere, ba mai mult, suntem dispuși și chiar o să fac să intervenim chiar cu întrebări și dacă trebuie chiar activ în zona în care simțim că lucrurile trenează. Acum, cel târziu până, de preferat mai devreme, dar cel târziu până se finalizează Spitalul Regional de Urgență, trebuie rezolvată și problema traficului, pentru că acela nu va face decât să aglomereze și mai tare zona. Spitalul Regional de Urgență, dacă are toate proiectele finalizate de infrastructură mare, respectiv metro și centura metropolitană, va fi o zonă circulată, dar eu cred că... Centura, întâi zic eu, că până la metro, dacă... Eu am luat-o dinspre sud, dinspre mor nord. Ăștia, dinspre mor în salvare nord. Oameni. Sigur, centura și metro, dacă o luăm invers, el are două intrări din centura metropolitană, una prevăzută în DN, de lărgirea de care vă vorbeam, și una care merge aproape de strada Răzoare, unde are un nod și care este prevăzută cu intrare directă la Spitalul Regional de Urgență. Deci cu aceste lucrări de infrastructură, care și ele sunt în diverse faze, lucrurile vor sta mai bine, părerea mea. Oricum, acest spital este, așa cum bine știți, cel mai mare din Transilvania. Mă bucur că Floreștiul joacă un rol important în ceea ce înseamnă dezvoltarea acestei regiuni, pentru că, uitați, găzdește atât Spitalul General de Urgență, cât și muzeul, dar care este aici, în proiectare. Aici nici Floreștiul, nici celelalte comune, din ceea ce îi spunem noi, zona metropolitană, nu mai pot fi ca dezvoltare, nu mai pot fi privite separat decât într-o simbioză din asta cu municipiul Cluj-Napoca și la rândul lor ele întrele, că ne referim la Feleacu, că ne referim la Chinteni. Eu sunt de acord cu dumneavoastră și să știți că întotdeauna am gândit viziunea că asta ar trebui să fie una integrată și integratoare. Modalitatea de dezvoltare am gândit-o întotdeauna împreună cu municipiul Cluj-Napoca și cu primul inel în zone metropolitane, și de aia avem și colaborări bune care au și născut proiecte comune cu municipiul Cluj-Napoca și cu celelalte comune. Aici vă pot da exemple, de inclusiv cu Gilău avem parteneriate. Gilău, Florești. Chiar dacă e considerat, să zicem, în inelul 2, da. Gilău e la fel de important. Gilău, Florești, Cluj-Napoca, Pahida, unde avem acel proiect de piste velo pe Someș, care tot așa este făcut în parteneriat. De asemenea, metrou este făcut în parteneriat Cluj-Napoca cu municipiul Florești, centura metropolitană. Sunt multe parteneriate care asta fac, dezvoltă cumva într-un mod unitar tot ceea ce înseamnă județul și fiecare trebuie să joace rolul lui acasă la el pentru a face mai bine. Lucrurile se vor simți la nivel metropolitan, iar împreună trebuie să gândim o dezvoltare unitară care să permită dezvoltarea tot. Și tot ideea asta a reducerii pe cât posibil a traficului până să termină toate aceste mari proiecte, ar fi creșe, grădinițe, școli. Da. În așa fel, cu toate condițiile de rigoare, în așa fel încât tot mai puțin părinții sau tot mai puțin elevi să fie nevoiți să facă naveta la Cluj. Sigur. În acest moment avem acel proiect câștigat de creșă pe CNI, care este în fază de avizare și vom emite autorizația, și iar Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții va derula licitația pentru construirea acelei creșe de creșe tip, deci este o creșă tip a Ministerului. Este semnat contractul de finanțare, deja am intrat în strada de fazare, avem niște jaloane de îndeplinit. Cum de asemenea avem creșă care, o grădiniță în satul Tăuț care transformă, avem proiectul făcut, pus, aprobat, căutăm sursă de finanțare dacă nu o să executăm pe buget local, în satul Tăuț, unde vom transforma școala care nu mai funcționează în satul Tăuț într-o unitate care va avea scop grădinița, o foarte modernă, care va da viață din nou acelei clădiri care astăzi nu mai funcționează ca și școală. Cum de asemenea avem încă două construcții care vor fi edificate în lunile următoare, în cel
cel mai scurt timp, care vor deservi cetățenii Comunei Florești ca și creșă și grădiniță pe abatorul și în zona Urușagului. Deci le-am dus în... cât mai aproape de cartier. Cât mai aproape de zona de locuințe. Și un lucru foarte important, avem un proiect al cărui proiect tehnic îl așteptăm să ne-l pună la dispoziție cei cu care avem contract pentru a putea scoate la licitație execuția, unde mărim capacitatea la școala Dumitru Tăuțan. Păi de-abia s-a terminat, deja necesită. Atâția copii sunt? Indiferent când se termină, noi suntem întotdeauna pregătiți să dezvoltăm partea de educație. Apropo, cererea, să mai fac cursuri și după masă. Da, cererea fiind foarte mare, tocmai de asta vă spuneam, trebuie să mărim și acolo capacitatea. Cum de asemenea am văzut că se discută apariția unei reabilitări a școlilor vechi pe surse de finanțare, pe fonduri nerambursabile și le urmărim. Și aici ar intra Gheorghe Șincai. Ar intra Gheorghe Șincai, dacă nu, bugetul este enorm, pentru că această reabilitare se fac, aceste reabilitări, mai ales a școlilor, se fac cu anumite condiționări ale Uniunii Europene, condiționări foarte normale din punctul meu de vedere. Doar că sunt niște costuri enorme și ar ajunge la mai scumpe decât o școală construită de la zero. Iar pentru asta vă pot spune că deja săptămâna trecută în Consiliul Local am aprobat indicatorii tehnico-economici pentru noua școală din Florești, școală gimnazială din Florești, care... Unde va fi? Cam în ce zonă? Ca să înțeleagă toată lumea, în zona Eroilor, înspre strada Cătanilor, în acea zonă, tocmai aproximativ la mijlocul distanței între cele două școli existente în satul Florești acum. Este teren acolo, da, proprietatea administrației primării? Da, proiectul tehnic DTAC-ul este finalizat, mă așteptăm ultimele avizi să emitem autorizația de construire, cum de asemenea suntem pregătiți să depunem pentru sursă de finanțare, pentru că vorbim de o școală de aproximativ de 50 de milioane de lei. Spații verzi. Spații verzi. Avem proiectul celui mai mare parc care va fi construit în Florești, de 4 hectare 200. La poligon acolo? La poligon, zona poligonului, unde licitația este încheiată, iar procedura de atribuire este pe final, pentru că chiar acum, înainte să vină dumneavoastră, am întrebat care este situația acolo și mi s-a spus că acum au sosit ultimele documente cerute în urma clarificărilor. Noi am cerut către cei care au depus documente pentru a clarifica zona administrativă. Am trecut și de partea tehnică și de partea financiară, deci practic acum este partea de atribuire unde se verifică concordanța documentelor. S-au primit, deci în zilele următoare vom anunța și acolo câștigătorul și vom semna contractul și vom da ordinul de începere conform restricțiilor legale. Asta sigur dacă nu vor exista contestații. Dacă există contestații, eu sper totuși că nu o să existe contestații, pentru că a fost cu multă rigurozitate din câte am văzut acolo analiza făcută, dar o să vedem dacă există, o să mergem cu ele așa cum sunt. Cum de asemenea, pe lângă parcurile pe care le-am edificat, le-am reabilitat și unele dintre ele le-am modificat anul trecut, avem în plan construirea de alte 3 parcuri noi, mai mici, în apropierea locuințelor, tocmai pentru a da cât mai multe facilități celor care locuiesc în proximitate, cum de asemenea avem în proiectare în acest moment și va intra cât de repede în execuție un parc dedicat animalelor de companie, un parc cu agility, cu tot felul de facilități pentru animalele de companie și pentru stăpânii acestora care vor să petreacă timp tot în zona parcului poligon. Am găsit o bucată de teren care se pretează pentru așa ceva. Am discutat cu proiectanți, am făcut un fel de brainstorming cu toți cei implicați, mai ales cu cei care iubesc animale și care au mai fost implicați în astfel de proiecte și o să iasă un lucru frumos care va deservi iubitorii de animale. În alea 4 hectare cam ce va fi? În cele 4 hectare discutăm de zonă de agrement, discutăm de zonă sportivă cu terenuri de sport, cu tiroliene, cu zonă de alergare, cu zonă de piste pentru role de viteză, zonă de petrecut timpul liber. Acum, ceva cât de cât asemănător cu baza din Gheorgheni. Exact. Baza sportivă din Gheorgheni a fost, să spunem, un fel de model. Sursa de inspirație, pentru că
n-am căutat să inventăm apa caldă, ea există, am vrut doar să o ducem și la noi și am îmbunătățit sau, mă rog, am adaptat conform terenului pe care îl avem și am ajuns și cu aceste zone de promenadă, tiroliene și așa mai departe. Cam trebuie făcut tot așa, ce mai știți de, să tot discuta la un moment dat, de un centru cultural, casă de cultură, spuneți-i cum vreți. Da, tot acolo, în zona aia. Proiectul tehnic care a existat și care a fost depus de către mine la CNI a fost scos la licitație de două ori, nu s-a prezentat nimeni, ceea ce înseamnă că estimările au fost greșit făcute sau n-au mai ținut cont de necesitățile actuale. Am cerut pentru a modifica acel proiect, cei de la CNI au fost de acord, ne-au dat să modificăm ca să încadrăm tot într-o sumă, să poată fi scoasă licitația atribuită și lucrarea să fie făcută în condiții optime. În momentul de față se lucrează la readaptarea acestui proiect. Suntem pe finalul emisiunii, tare multe mai am, dar dacă nu reușim în emisiunea asta, mai să discutăm și într-o altă emisiune. Vâlvă Mare a făcut la un moment dat un proiect, așa vă spun simplu, muzeu. Apreciat de unii, contestat de alții. Mi-amintesc acum ce îmi spunea, odată fiind prin Florești, un domn mai hâtru. Așa, și domnule, ce muzeu. Deși eu îl susțin, pentru acolo să banii aia erau ca pierduți dacă nu se întâmpla ceea ce s-a întâmplat atunci. Și îmi zicea, păi ca și cum tu de-abia ai bani de pită și ceri ofertă de la Mercedes. Îmi zicea el, malițios, sigur, și hâtru, v-am spus. S-a mai mișcat ceva? Sigur. În zona aia. Aia a fost o mică răutate. Fiecare are dreptul la opinie, pentru că până la urmă din contradicții și chiar din... Aia a venit până la urmă ca o salvare a proiectului. Critică, și din orice critică o să iasă lucruri bune, dar în realitate este... Realitatea este că cel mai mare muzeu atribuit prin PNRR României este în comuna. Exact. Că asta era și pierdeam banii. O investiție publică pe bani europeni, fonduri nerambursabile de 18 milioane de euro, care aduce multe locuri de muncă, culmea invers unde de trafic. Adică dacă dimineața cei care locuiesc în zona Cetatea Fetei trebuie să traverseze Eroilor, cei care vor lucra la muzeu merg exact invers. Deci, practic, sunt locuri de muncă create în Florești. Să nu mai vină tot atât de mult la Cluj. Pe fonduri nerambursabile și care, așa cum bine știți, un muzeu are rolul, exact așa cum și spitalul are, de a schimba tot ceea ce este în jur, de a da o altă notă, culori de dezvoltare a întregii comunități, în proximitate și nu doar în proximitate. Da, trebuie să ne oprim aici. Sigur, ideea de bază la o comunitate cum e Florești, să ca oferta să fie în așa fel încât oamenii să fie cât mai puțin nevoiți la ceea ce noi numim navete, indiferent de direcție. Traficul nenecesar. Că din Florești înspre Cluj sau de Cluj înspre Florești, dimineața și seara, dacă acolo ne ducem, sigur, și centurile de legătură sunt necesare, dar și ălea ar deveni, dacă nu se face nimic în sensul ăsta, și ălea ar deveni aglomerate la un moment dat. Tot este complementar. Pe de o parte trebuie să lucrăm pe zona de servicii care să ofere cât mai multe posibilități oamenilor de a locui și a lucra cât mai aproape de casa lor. De asemenea, pe zona de evenimente culturale sportive trebuie să avem o zonă bogată și diversificată, tocmai pentru a avea opțiune și la noi acasă. Iar pe de altă parte, partea de infrastructură pe care am discutat-o este necesară a fi realizată tocmai pentru a îmbunătăți cu totul. Dar totul este complementar. Noi vedem lucrurile macro dintr-o perspectivă unică, dar cumva de sus, pentru că fiecare bucată în puzzle aduce îmbunătățire, iar întreg puzzle-ul vine la ajutarea rezolvării acestei probleme. Ne oprim aici și vă spun că la următoare întâlnire, în funcție de programul dumneavoastră și al nostru, mă interesează un pic zona Someșului, dar nu acum să răspundeți. Și, sigur, multe alte, pentru că e mare Floreștiu și, inerent, cu cât crești mai mare, cu atât ai și probleme mai multe, că le au oamenii din acea comunitate. Dar ideea de bază e să devină o comunitate Floreștiu. Aici lucrăm. Aici
oamenii să simte, să simte că sunt floreșteni, nu? Și să scăpați de acea sintagmă. Sintagma aia de dormitor. Da, toate lucrurile astea care vi le-am povestit sunt de natură de a face. Da, mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi. Eu mulțumesc. Multă baftă în continuare, dragi prieteni, ia cătă Floreștiu, cum e și firesc, chiar dacă zâmbind puțin, noi zicem în continuare comună, dar el, ca și condiții, cred că are de ceva bună vreme. Nu doar populația începe să aibă și condiții de oraș. Sunt Lucian Danciu, toate cele bune!